Memeo.rog.com locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în casuta de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Player Career. Sunt accidentat în continuare, așa că trebuie să simulez meciul cu Vilem uh, Willem 2. Sau I. Habar n <laughs> Depinde ce au vrut să zic acolo. Probabil doi. Uh, ok, hai să vedem. Iată că Andersen înscrie la noi primul gol, ceea ce e bine. Hai băieți, înscrieți mai mult, bă. Iată aici uh, un accidentat la ei. Ok, asta nu ne prea interesează. Sau, mă rog, cumva ne interesează. Sper să fie important băiatul ăla. Intră Zivković în locul el. Gazi, megalas de Willem. Serios? Hai, bă, ce dracu mizeria asta. E, 2 la 1. Andrade de la ei ratează penalti, totuși. Van de Beck înscrie la noi și câștigăm cu 2 la 1. Ceea ce e bine. Sunt accidentat pentru două săptămâni, dar... Încă nu sunt, iată, scrie aici. Almost clear to play, dar încă nu. O să joc Într-un meci viitor, dar acum care meci habar n-am. Iată, cei de la Roda, Rodajk ăștia. Au pierdut ultimele trei meciuri destul de urât. Ar trebui să câștige și echipa noastră. E, joacă cu Menig. Cine e Menig? ah, oh, înscrie. Ce contează cine e dacă atâta, atâta timp cât înscrie? Ce zlovoz. Și... Să sperăm că o să mai fac o dată. Oh, Anderson înscrie și el și cred că asta a fost victorie pentru noi. Anderson cu o dublă, ok. Deși a fost băgat la, în minutul 50, iată-l. Și înscrie și la Igiasi pe final, dar degeaba. Ceea ce e bine. E foarte, foarte bine. O, oh, pot să fac antrenamente să nu spui că joc meciul cu Barcelona. Spune, de fapt, spune, da, spune că joc meciul cu Barcelona, jocule. Spune că fac lucrul ăsta. Ia să vedem. Creștem la short pass, la long shot și cam atât. Am uh, puțin în overall acolo. E bine. Și uh, hai să avansăm. Spune că joc meciul cu Barça. Te iubesc, antrenorule, te, te iubesc din suflet, te iubesc din suflet. Atât, atât, managerul nostru e cel, cel mai tare din, din istoria lumilor Din toate lumile astea Incredibil, bă Joc împotriva Barcelonei Echipa mea preferată, bineînțeles, jucăm ca eu Sunt aproape refăcut, iată, se vede puțin din bara aia de De-aia în capul de parcă pot să văd uh -huh. A Da, iată că joc meciul cu Barcelona Cum e asta, bă? cum e asta? Iată, i fur mingea lui Victor Fischer. Dar ce contează până la urmă? Joc împotriva Barcelonei și vreau să fac meciul vieții. De serios, îi dai mingea lui Neymar? Unde dracu te crezi aici? Iată, și Messi este titular, îl văd acolo. Pe decarul uh, Barsei. La te rog, o minge bună. Ah, Hummels, ah, o au pe Hummels, mă, serios. De parcă n-avea echipă foarte bună. Hai să-și facă și apărarea și mai beton. Cu fucking Hummels. Ajaxul a pierdut fără mine în teren meciul tur cu Barcelona cu 4 la 0, la fel cum a făcut-o și cu Manchester United. Să sperăm că o să-i pot ajuta să scoată un egal sau de ce nu chiar o victorie. E? N-a fost faul la Messi? N-a fost. Bun, pasăm aici, pasăm din nou cu El Gazi. Ne înțelegem bine cu jucătorul ăsta, bă, nu glumă. Ah, n-am mai reușit să păstrez mingea în teren, din păcate. Îmi scade nota, am 5.8, bă, bă, ce tristețe. Vreau să fac un meci bun în fața bar să poate mă remarcă și o să mai la ei. De ce nu? Eu, eu sper. Iată aici Messi. Messi se întoarce și va, va face, ceva va face omul. Oh, centrează acolo, Van de Beck. De ce dracu a trecut mingea pe lângă mine? What the Floc, Serios. Ok, hai repede, clasă în morții, mă, ce bine plecam. Normal că trebuie să te cași pe tine acolo, mă. O, da, asta e pasă bună, pasă bună, dar ratez, că idiot. <laughs> hai de acum, a, ah, doamne, blochează ăștia. <laughs> Oh, fac. O ocazie, o dublă ocazie destul de bună pentru mine. Am ajuns în fața porții Barcelonei. Asta spune, asta spune ceva. Iată Neymar acum. Va pleca la atac pentru echipa lui Neymar. Driblează acolo foarte bine. Trebuie blocat ăsta, mă, dar nimeni nu face nimic împotriva lui aparent. Iată Sergio. Busquets către Suarez Messi. Ratează șutul din fericire pentru noi. Dă-te dracu, mă, dă și în alte meciuri, nu cu noi. Nu fi animal. Lasă-ți dau eu. Vorbește cu ea din apărare, să mă lasă și pe mine. Să fac meci bun împotriva voastră. Poate mă remarcă managerul vostru. Clasen, bun aici. Pasăm la Fisher. Fisher care trece bine acolo. Haide pasă bună, amice. Bună e asta. nu rea. Hai să pasăm la Klassen. Și pasă e superbă, Klassen! dă pasă de gol în fața Barcelonei! Ho, ho, ho! Ce fază îi pasez decisiv lui Klassen. Atât, bă! Atât am vrut! Ba chiar vreau mai mult, vreau și un gol. Se poate, apărarea Barcelonei este slăbită. Nu știu de ce, cu Hummers acolo și cu Mascherano. Nu știu ce dracu ar fi slăbită, dar iată ce pasă și cum s-a adus Klassen acolo. Superb sau ce? Superb. Da, se termină astfel. Prima repriză, înscriem chiar înainte să termine. Klassen... După ce eu îi pasez acolo cu o pasă briliantă peste apărare. Așa pasă, bă, mare ceavi sunt eu. Ok, Dani Alves și iată, minge acum la Suarez. Suarez către Dani Alves și un șut al lui Adriano. Vai, vai. Mamă, cum s-a dus, oribil. Yeah. Pasăm aici la Bazoer, hai o pasă aici, băiete. Încerc să pasez cât mai mult cu, cu echipierii Bazoer, Duten, Morțimăti, iată acolo i-am băgat tecling bun la Suarez Și acum lui Iniesta, am recuperat sau l-am faultat? Oh, am obținut fault! L-am <laughs> făcut pe Iniesta să mă faulteze, mă simt onorat Hai să vedem, pasăm aici, bună pasa, El Gazi acum la minge El Elgazi întoarce serviciul, să vedem dacă ajung înaintea lui Adriano Din păcate nu o fac ne apropiem de finalul meciului ușor ușor, probabil eu o să fiu schimbat cât de curând, pentru că nu cred că vor ăștia să recidiveze uh, accidentarea sau mai știu eu ce. Da, aici. Îi cer pasă, dar nu vrea să dea. Acum dă și el. Un heel to heel. Sergio greșește Aghe Aghero, doamne. Greșește Busquets, dar ratez fines shot-ul. Trebuie să dea asta înapoi la mine. A, ah, Sergio Busquets faultează. Spune că nu mă schimb acum. Nu mă schimbă, ceea ce e bine Hai mă de aici Pasează la mine, bun Și pot să trec de maschera, nu pot Șut cu stângul, bravo, încă o dată Ce meci bun fac Împotriva Barcelonei Sunt mai tot timpul în atac și asta contează Iată acolo, cornerul bătut El Gazi, pe lângă poartă O nouă ocazie Probabil un ultim atac pentru Barcelona Aleix Vidal acolo, Roberto din nou minge ajunge la Busquets care centrează Suarez, minutul 90, minutul 90, mă dă un pula mea de aici de treabă, nu vine să cred. Mi-a pierit tot cheful să mi bag pula în el joc. Minutul 90, mă, după așa fază, iată ce centrare a dat. Buscheti aici Portarul bătut cu așa Dă un pula mea de treabă În ultima fază a meciului, mă, incredibil Incredibil, incredibil Păcat de faza noastră Obținem totuși un egal cu Barcelona Am avut 4 șuturi toate pe poartă Pasele 94% reușite uh, Un tackling am reușit din 3 Am dat un... Uh, un asist pentru golul lui Clasan, bineînțeles. Iată aici asistul meu, mă. Uitați-vă, mă, numai. Uite ce pas am dat. Uite cum s-a dus mingea aia, mă. O să mai iaște la Barca în locul lui Xavi, mă. O să vedeți voi. <laughs> da, bă. 1 la 1 astfel cu Barcelona. Un rezultat mincinos. Barcelona în atac a fost cam inexistentă în meciul ăsta. Asta e fotbalul, ăsta e FIFA. <laughs> Ca să vezi. Manchester United n-am văzut, n-am putut să văd ce rezultat au făcut. Dar asta este. Am energia prea mică ca să pot să mă antrenez. Și oricum nu merge să mă antrenez pentru că trebuie să treacă niște zile pe aici. Meci cu Twente o să-l joc sau nu? Oare, nu știu. Am fost ales pentru meciurile cu Germania și Polonia la națională. Ok, ok, deci nu o să jucăm meciul cu Twente. Îl simulăm pe acesta. Hai să vedem aici ce se va întâmpla. Te rog. O victorie. Cu Tuente ar fi interesantă. Hai, Milic, am încredere în tine, dă-i gol. Sau tu, Anderson, și tu și bea bun, te știu eu pe tine. Am fost intre integralist cu me în meciul cu Barça. deci de-aia nu joc aici. Am jucat absolut tot meciul, chiar dacă obosisem ca cu pe final. Milic înscrie și asta e foarte bine. Cred că o să câștigăm meciul cu Tuente sau din nou gol în 90, de ce nu? Nu no, Poate de pe de partea noastră, Așa da. A, minutul 84. N-a fost 90, dar a fost aproape. Că de ce nu? ED înscrie minutul 84, egalează echipa. Și iată din nou un singur punct. Hai să facem celelalte antrenamente. Să vedem la ce mai creștem. Creștem la stamina, agilitate și cam atât. Yep, Stamina și agilitate. Astea sunt două... Din astea importante. Bazoer va lipsi 4 luni și a rupt tibia. Aide, de pula mea. Probabil cea mai groaznică accidentare. N-am îndeplinit niciun obiectiv aici. Mi-au dat să fac medie 9 în pula mea. La cum joc eu să fac medie 9 Urmează meci la națională. Ok. Deci, de fapt, cred că o să jucăm data viitoare ambele meciuri la națională. Cred că ar fi mai bine așa din moment ce am avut un meci atât de bun cu Barça. Și moralul meu nu este totuși cel mai bun. Trebuie să iau o pauză mică neapărat pentru că meciul la minutul 90 nu mi-a plăcut deloc. Și, bineînțeles, uh, Germania și Polonia au să joc un singur meci mai probabil, adică cel cu Germania, adică meciul mai tare, ceea ce e bine. jucăm împotriva campionilor mondiali, după ce am jucat împotriva uh, deținătoarei UCELE. Da, ah, fain. Oricum, cam atât pentru astăzi, băi și fete. Eu, ca de am fost Quick. les.